Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre inecuații în mulțimea numerelor raționale. Matematică clasa a 6. Să vedem ce înțelegem prin inecuații. O expresie de forma a ori x plus b mai mare sau egal ca 0, sau mai mic sau egal, mai mic, respectiv mai mare, față de 0, cu a și b numere raționale, a diferit de 0, x, număr rațional, se numește inecuație în necunoscuta x. Numerele a și b de mai sus se numesc coeficienții inecuații. Cum rezolvăm o inecuație? Pentru început, vom stabili ce înțelegem prin soluție a unei inecuații. Un număr rațional y se numește soluție a inecuației a ori x plus b mai mare sau egal ca 0, a și b numere raționale a diferit de 0, dacă înlocuindu-l pe x cu y în relația a x plus b mai mare sau egal cu 0, obținem o relație adevărată. Adică y verifică relația a ori y plus b mai mare sau egal decât 0. A rezolva o inecuație în mulțimea numerelor raționale înseamnă a găsi toate numerele raționale y cu proprietatea anterioară. Putem urma următorii pași. 1. Izolăm necunoscuta într-un membru al inegalității. Acest lucru putem să-l facem prin scăderea în ambilor membri a inegalității a lui B. Așadar, obținem A ori X mai mare sau egal ca minus B. 2. Împărțim ambii membri ai noii inegalități prin A, ținând cont că atunci când A e mai mic ca 0, sensul inegalității se schimbă. Iar dacă A e mai mare ca 0, sensul inegalității se păstrează. 3. Găsim în final ca soluții toți x și mai mici sau egal decât minus b pe a pentru a mai mic ca 0, respectiv toți x și mai mari sau egal decât minus b pe a dacă a este mai mare decât 0. În acest sens ne propunem următoarele aplicații. Rezolvați în mulțimea numerelor raționale inecuațiile următoare. A. 4 ori x minus 5 mai mic sau egal decât 8. B. 5 ori x plus 2 mai mare strict decât 1. Pentru prima inecuație, 4 ori x minus 5 mai mic sau egal ca 8, aceasta este echivalentă prin adunarea în ambilor membri a inegalității cu 5, cu următoarea inegalitate. 4 ori x minus 5 plus 5 mai mic sau egal decât 8 plus 5. Așadar, 4 ori x mai mic sau egal decât 13, de unde împărțim prin 4 ambii membri ai inegalității, obținem x mai mic sau egal decât 13 pe 4. Soluțiile inecuației de la punctul A sunt toate numerele raționale mai mici sau egale cu 13 pe 4. Inecuația de la punctul B ne cere ca să aflăm x și cu proprietatea că 5 ori x plus 2 mai mare strict ca 1. Scădem 2 în ambii membri ai inegalității, obținem o inegalitate echivalentă, 5 ori x plus 2 minus 2 mai mare decât 1 minus 2, așadar 5 ori x mai mare decât minus 1, de unde împărțim prin coeficientul lui x 5, acesta fiind pozitiv, nu se modifică orientarea inegalității, așadar x mai mare decât minus 1 pe 5. Soluțiile inecuației de la punctul B al primei aplicații sunt toate numerele x raționale mai mari decât minus 1 pe 5. A doua aplicație. Rezolvați în mulțimea numerelor raționale inecuația. 5 pe lângă 3 ori x plus 2 mai mic strict decât 20 pe lângă x minus 3, totul adunat cu 2. Vom aplica distributivitatea înmulțirii față de adunare, așadar desfacem parantezele atât în membru stâng cât și în membru drept și obținem 15 ori x plus 10 mai mic decât 20x minus 58.
Acest 58 provine din efectuarea calculului minus 20 ori 3 plus 2. Scădem în ambii membri ai în ecuației 10 și obținem 15x mai mic decât 20x minus 68. Apoi scădem în ambii membri ai inecuației, adunăm în ambii membri ai inecuației 68 și obținem 15 ori x plus 68 mai mic decât 20x minus 68 plus 68. Așadar, mai departe scădem 15x în ambii membri ai egalității și obținem 68 mai mic decât 20x minus 15x, adică 68 mai mic decât 5 ori x. Împărțim acum inegalitatea în ambii membri prin 5. 5 este mai mare ca 0. Nu vom modifica sensul inegalității nou obținute, deci x mai mare decât 68 pe 5. Așadar, soluțiile celei de-a doua aplicații sunt toate numerele raționale x cu proprietatea că ele sunt strict mai mari decât 68 supra 5. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!